Hei, sunt Milena, iar aceasta este noua mea emisiune pe postul de televiziune Roman 24 Online, Listen to Rock, Be Rock. În această emisiune vom vorbi despre câte o trupă de rock, mai mult sau mai puțin cunoscută de către voi, după care vom lua câte un scurt video interviu cu acestea. În a doua parte a emisiunii vom discuta despre câte un subgen al rockului și, bineînțeles, vom asculta piese specifice acestea. Dar hai să începem! În prima emisiune vom discuta despre trupa Anteos din București. Niște tipi super, pot să spun. Îmi place muzica lor, cei doi vocali comunică perfect cu instrumentiștii și chiar e o plăcere să-i asculți. Când i-am contactat pentru interviu, mi-a răspuns toboșarul trupei, Tudor Uscoi. El a fost foarte de treabă, pot să spun că a fost încântat că i-am cerut un interviu și a acceptat cu mare plăcere. Dar decât să o lungim, hai să trecem la interviu. Hei! Mersi că ați acceptat să vă iau un interviu. În primul rând, cine sunt trupa Anteos? De la stânga la dreapta sau de la dreapta? De la mijloc, ambele pe mine. Păi, hai, începe tu. Păi, salut, eu sunt Teo, Flape. Salut, eu sunt Alex, chitară bas. Eu sunt Gabi, chitară. Florin, voce. Tudor Tobe. Irina, violă. Laura, voce. Teddy, chitară. Cum s-a format trupa? Da, undeva prin 2010, așa ne-am adunat. Ne-am adunat. Și am pornit la drum într-un proiect destul de avangardist în prima fază și am zis, hai că trebuie să facem ceva frumos. Ei aici de față au venit în sprijinul meu treptat de cursul acestor 5 ani și acum suntem în formulă completă, ca să zic așa, de un an de zile. Anteos, un nume foarte interesant. Cine l-a ales și cum l-a ales? Da, a fost ales exact când s-a început proiectul acum 5 ani. Împreună cu ceilalți colegi ai mei care au fost atunci, am ales acest nume. Provine, să spunem așa, dintr-o protocă română cu influențe din limba greacă și înseamnă anul zeilor. De ce epic folk metal? Se pare că o să vorbesc numai eu în seara asta. Bine, de mai. Da. Epic folk metal. Hai să spunem așa, epic pentru că vrem să transmitem o poveste, folk metal, folk pentru că ne place folclorul. Și metal, pentru că... Metal. La ce să se aștepte fanii când vin la un concert de-al vostru? Pot să răspund eu? Teo! Păi, în primul rând, cum recomand eu trupa și concertele noastre? Pun la următoarea întrebare. Frate, dacă îți place să vii la un concert cu muzică bună, să dai din cap și să faci horror în același timp, atunci ce-o vină la noi la concert, că cam asta este. Eu, sincer, să fiu, aș vrea să vin la un concert de-al vostru. Păi, poate să reușim să venim mai aproape de tine și o să te vedem la concert. În principiu, la concertele Anteos este muzică de calitate, voie bună, energie și o poveste. Foarte important este o poveste, muzica Anteos și show-ul Anteos. Și cu timpul, încet, încet, acea poveste va fi din ce în ce mai bine conturată, sperăm noi. Descrieți-vă fiecare într-un cuvânt. Wow. Teo, din nou. Dacă începem de la aia, să continuăm. De la dreapta la stânga. Sau de la stânga. Păi, uite, o să poate zingă momentan, nu? Teddy. Non-conformist. Partea folk din trupă. Corect. Da, agitat. Foarte agitat chiar. Rotic. N-aș putea să spun un cuvânt. Poți să pun și încă unul plus așa? Da. Mult. Gabi? Nu știu, eu când la chitară. Cam asta fac.
definiția lui Gabi, chitară. Alex? Nu știu, eu n-am stare niciodată, de ce o să zic energică. Suntem picioare amândoi, mai ales el. Pozitivă, vreau să zic pentru Teo, Teo pozitivă. Întotdeauna așa. Ce înseamnă rock-ul pentru voi? Sau trecul vieții. În principiu, pentru unii de noi. Și pentru ceilalți? Ce? Poftim? Și pentru ceilalți? Cel mai bun, mă rog, din punctul meu de vedere, cel mai bun, cel mai complex, cel mai liber stil muzical existent pe planetă. Cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Auziți-i tot ce trebuia să zic și eu. În principiu e un mod în care noi ne exprimăm cel mai bine și în care ne găsim identitatea, alături de sigur de alți oameni asemănători nouă. Și o modalitate de a evada din cotidianul umor. Cum a fost să cântați în străinătate? Depinde de străinătate. Nu prea depinde. A fost o experiență deosebită și să cunoaștem atât de mulți oameni diferiți până la urmă, dar în același timp asemănători nouă prin pasiunea pe care o aveau. A fost, nu știu, ajungi un pic la nivel, mai crești tu, mai urci tu o treaptă în dezvoltarea personală când ajungi să ai o astfel de experiență. Cum credeți că e vreo diferență între publicul român și publicul din străinătate? N-aș putea să spun că este o diferență. Și fiecare se manifestă în felul lui și, cel puțin, am avut parte de un public foarte pozitiv în fiecare locație unde am cântat. Și te face să te simți foarte așa. Aș vrea să dau un lucru. N-am văzut o diferență, mai ales în faptul că noi am ajuns în străinătate unde oamenii nu cunoșteau limba. Cu toate astea am putut să comunicăm la fel de bine cu ei. Și asta contează foarte, foarte mult. Cum vedeți scena rock-ului românesc la momentul actual? În dezvoltare. În curs de dezvoltare. În curs de dezvoltare. Mai are mult de mers, dar încerci sigur. Și e și din partea trupelor, și din partea promotorilor și a cluburilor, și din partea publicului. Mai ales din partea publicului. Da, cumva. Asta e singura, că n-am apucat să spun și eu. Din punctul meu de vedere, asta e diferența între publicul din România și publicul din străinătate, deși nu este o diferență față de toate țările. Publicul de la noi de-abia începe să se obișnuiască și să descopere orizonturi muzicale noi și lucrurile astea se simte, dar e în creștere, ca și muzicienii de altfel. Care piesă o preferați cel mai mult din propriul vostru repertoriu? Chemarea Strămoșilor. Cred că fiecare... Da. Asta era și ideea, dar fiecare să spune exact. Medea. Medea și la mine. La mine, prin primul grai strămoșesc. Medea. Știi că... Chemarea Strămoșilor. Da. Gabi? Asta îmi zic, Medea. Vreau să-l dă filmul. Și mie îmi place mult Nedea Lupilor. Ne bucurăm foarte mult. Am văzut că sunt la modă featuring-urile. Cam dacă ar fi să faceți unul, cu cine ați colabora? Acum vrei să glumim sau vrei să fim serios la legat de featuring? Cum vreți! Cred că putem și dacă e. Și, da. Păi în glumă... Fiți voi înși vă! În glumă, în sicurul, mamă, dacă ar veni... Cel mai tare glumă, Ivor! Gluma, mă rog, hai, nu, acum zic serios. Mie mi-ar plăcea o colaborare pe acolo. Așa, la chestia serios,
pe aceeași pază, pe partea mea. Vocalista de la Arcel. Deci Gabi o vrea pe Alicia. Gabi o vrea pe Angela, el vrea să cânte cu Angela, măcar o piesă. Noi o vrem pe Maș. Da. Da, în principiu o să... Deci, ce și-a propus Anteos pe viitor? Apropiat sau depărtat? Apropiat! Păi, în viitorul foarte apropiat, noi ne propunem să scoatem un album full-length, deocamdată avem doar un episcos. Și vrem să intrăm și noi în rândurile oamenilor cu material discografic serios. Și cât mai multe concerte în aer liber. E foarte important pentru noi chestia asta. Și odată cu această posibilitate de a cânta pe scene mai mari în aer liber, vrem să încercăm să ne dezvoltăm cât mai mult și show-ul. Atât din punct de vedere scenografic, cât și muzical și multimedia. Hai să mă exprim așa. Da, o să fie există foarte, foarte multe surprize, toate la timpul lor, se vor afla și le vom prezenta exact când trebuie să prezentate. Și de asemenea încercăm să avem cât mai multe concerte prin țară, încercăm să găsim locații în cât mai multe orașe, ca să ajungem la un public cât mai larg. Și încercăm din nou să mai facem un turneu și în străinătate. În materie de muzică, aveți vreo plăcere vinovată? Sunt o grămadă! Spuneți preferatele voastre! Așa. Preferatele noastre. Preferatele noastre, deci muzică guilty pleasure. Da. Eurodance-ul din anii 90 la mine și din anii 80. Orice chestie care sună mai cheesy și mai de dansat, așa, într-un club. Asta e tot. Nu m-am gândit la întrebarea asta. Sunt multe chestii. Tot ce am compromis posibil. Din punctul meu de vedere, nu există guilty pleasure. Gusturile, până la urmă, nu se discută și omului îi place ceea ce îi place, nu trebuie judecat. Dar, să zicem, la mine ce s-ar încadra la definiția generală a guilty pleasure-ului, cred că ar fi Kim Wilde. Îmi plăcea foarte mult când era mică și o să rămân cu pasiune pentru ea, oricum ar fi. și de pe șmut. Da? Depinde asta, e că e foarte greu de defini principiul de guilty pleasure. În fine, next. Care? Mai. Preferat asta, guilty pleasure. Nu este ceea ce îți place, și e metal. Nu trebuie să fie metal. Aaaa. E bine să recunoști. Lui a plăcut foarte mult Seghet. Da, nu știu din Ungaria este mai gândit. Și gura humorului mai este la altul. Gura humorului, la adevăr, greșește. Este guilty pleasure. Guilty pleasure în felul, mă rog, când știți cu toții de el, e Diane. E la modă chestii, dar că e mega de bine. Bine, hai, recunosc, Ana Del Rey. Opa, Gangnam Style. Și mie îmi place Lana Del Rey. Adică nu ascult foarte mult, dar îmi place cum cântă vocea ei. Din nou. Părerea mea e că orice ar plăcea oricui n-ar trebui să-i fie rușine să recunoască că îi place indiferent. Părerea mea, mai tu sens. Greșit, mie mi-ar fi rușine dacă aș asculta manele.
Ce? Este tot de gusturi până la urmă. E... Ora, vrei să ne zici ceva? Doamne, da, nu. E o chestie tot de gusturi și de cultură și de felul în care ai crescut și până la urmă nimeni nu poate fi de fapt condamnat. Și probabil mediul în care te afli în momentul ăla de ascult, știi? Așa poți să fii la o nuntă și să pun manele fără să vrei. Asta e. Asta e. Care manele este megacitariste, ce-ați? Salam. Nu. Salam are... Aghi de la Pulcea, din câte știu, e megacitariste. Da, să știi că câțiva dintre ei chiar sunt metaliști. Serios? Exact, uite, am auzit la un moment dat cum Buța are un copil nelegitim care are trupă de metal în Arad. Deci... Hai să nu, am deviat, e ok. Teddy, e rândul lui. N-am idee. Teddy, n-am idee. Ascunde tot. În principiu, oricum, ca muzician sau muzician aspirant, cu cât ai deschidere mai largă muzicală, cu atât ai mai multe influențe din care tu poți să iei cei mai bun, care să ajute compoziția ta și să sune mai original și mai studiat. Acum trecând în partea serioasă. A început. Da. E bine să ai o cultură cât mai vastă și să accepti influențele din toate părțile. Nu înseamnă că trebuie neapărat să-ți placă ție, dar trebuie să apreciezi tehnica și... în principiu, o să sune urât, apropo, discuteai mai devreme cu manele, dar valoarea oricărui gen muzical. Da, swag-ul. Dacă ați putea schimba ceva la industria românească, ce ați schimba? Ar trebui și muzicienii, și promotorii, și toată lumea să lase deoparte orgoliile și să se gândească să lucreze mult mai mult împreună, să ne susținem unii pe alții, fiindcă numai așa poate crește, de fapt, industria muzicală de la noi. Numai așa ne putem educa unii pe alții și publicul pe noi și noi pe public. Orgolile, aia e cel mai mare, nu știu, impediment, dușman, monstrules de sub pat, cum vrei să-i spui, al industriei muzicale din România. Plus de cele marketing. Ei bine, da. Pot să spun că timpul a trecut foarte repede, nici mi-am dat seama când a trecut. Și în final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj fanilor voștri, celor care vă ascultă pentru prima oară și emisiunii noastre care e la început de drum. Tot așa o să facem pe rând, că fiecare vrea să transmită câte ceva tuturor. Eu știu cât de mult am învățat de la trupa asta, despre origini, cât și despre folclor și consider că fiecare dintre noi ar trebui să-și cunoască origini. Deci mesajul meu către oamenii din România ar fi să se apropie mult mai mult de partea asta folclorului, chiar dacă ei ascultă metal și în fiecare zi, da, Metallica și nu știu ce, asta e ceea ce ne definește și ar trebui să recunoaștem lucrul ăsta. Pentru fani, pentru public în general, veniți la concerte, pentru că fără voi n-ar exista scena, iar pentru emisiunea voastră, multă baftă, sunteți mult cel bun. La mai multe și ține sub așa. Ceva similă. Gabi, idem. Teddy, și Teddy subscrie. Cine? Subscrie cu ce-ați zis ei doar. Mulțumim că ați venit la concerte, mulțumim pentru că o să veniți la concerte și pentru emisiunea ta. Sperăm să ne întâlnim și la o ediție mult mai departe. Da, 100-150-a, a 1000-a poate. O să fiți și prima emisiune și o să fiți și în următoarele. Mulțumim! Multă baftă cu emisiunea, mult la concerte, susțineți-vă trupele și nu știu, să ne vedem curând tu în public și noi pe scenă cântând ceea ce face plăcere și distându-ne împreună la
la cât mai multe evenimenturi. Sau invers. Da, stai invers pe scenă și noi băbăciuni în public, imediat ne ținem picioare și doar să ne nu vă văd băbăciuni. Nu, nu. Bine, mulțumesc că... Mulțumesc că ați acceptat să purtăm o mică conversație, ca să spun așa. Și, guys, rock on, nu? Mulțumesc încă o dată celor de la Anteos că mi-au acceptat invitația pentru interviu. Dar hai să trecem la a doua parte a emisiunii, să vorbim despre rock and roll. Rock and roll, un stil original din USA, format din o grămadă de genuri. Și sunt prea multe ca să le menționez. Dar rock and roll are o mică povestioară. Se credea până în 1981 că rock-ul a luat amploare prin anii 60-70, dar s-a făcut un studiu într-o fermă abandonată din Virginia, USA și s-au găsit niște scrisori care atestau că vârsta rock-ului este de chiar de două ori mai mare. Impresionant, nu? Cunoscutul artist Def Green a scris un cântec numit That Rock It Rolled. Povestea despre o piatră pe care el a cumpărat-o de la un alt bogat și a crezut că a fost păcălit, dar a descoperit că acea piatră era cheia de a cânta blues. A scăpat-o de pe o stâncă și n-a mai putut să o găsească. Ghinion. Cercetătorul Joseph Burns crede că printre primele piese făcute rock and roll este That's Alright Mama lui Big Boy Arthur Curdup, piesă care mai târziu a fost preluată de Elvis Presley. Cum spuneam, Elvis Presley, un foarte cunoscut cântăreț de rock and roll. El a preluat această piesă și a făcut-o celebră. Foarte interesant, nu? Majoritatea oamenilor credeau că Elvis Presley a făcut piesa. Nu, a preluat piesa, a făcut-o celebră și apoi și-a făcut el propriile lui piese. Interesant, nu? Și nu este singurul lucru despre rock and roll. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, do. Care a fost primul disc scos rock and roll, dar se știe care a fost primul pe locul întâi într-o revistă. Acela a fost Rockin' Around the Clock, scris de Billy Haley. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one.
seventh, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, well, it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Printre primele înregistrări ale unei piese rock and roll a fost și piesa Racket 88 a lui Jackie Brenston and the Delta Cats, înregistrată în studiourile de Sam Phillips. Rockul are o istorie foarte, foarte mare și n-am putea să o povestim pe toată, așa că ne vedem data viitoare la o nouă emisiune cu o altă trupă și cu un alt subgen al rockului despre care să vorbim. Guys, keep rocking! Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill for everybody, and my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.